Cu o informație de ultimă oră, controversatul Stila Sarafu, fostul iubit al Vicăi Blochina, a fost reținut de oamenii legii după scandalurile în care a fost implicat în ultimele zile. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore după ce a aruncat cu ouă în mașina celei despre care s-a spus că ar fi avut o relație cu o femeie măritată. Se pare că tulburarea ordinii publice, dar și așa zisele amenințări, l-ar putea costa scump pe controversatul afacerii Constanțean. Pe lângă faptul că acesta se află sub control judiciar, aceste ouă aruncate pe parbrizul mașinii ar putea fi cele mai scumpe din showbizul autohton. Bruneta cere daune morale de 5 miliarde de lei, iar Simona, cumnata lui Brigitte Pastramă, despre care s-ar fi spus că ar fi avut o relație cu el, cere daune de 50.000 de euro. Și asta nu este tot, conform surselor noastre, Vica Blochina, Simona, dar și bruneta, a cărei mașina a fost murdărită, s-ar fi unit cu un singur scop, distrugerea acestuia.